Pacea Domnului și în această după-amiază, bun găsit la închinare. Am avut o introducere frumoasă făcută de copilași, Dumnezeu să-i binecuvânteze și glasurile lor, să laude pe Domnul în fiecare ocazie de închinare. Aș dori ca în câteva momente să aduc înaintea dumneavoastră un subiect care îmi place foarte mult și mai degrabă să pun înaintea dumneavoastră un subiect de studiu, pentru că va trebui să mai fie încă o luare de cuvânt, fratele nostru din București, cred că așa este, are un mesaj din partea lui Dumnezeu, nu o să fie foarte lungă intervenția mea. Am intitulat-o Porțile Sabatului. Chiar dimineața am cântat Porți de Sabat se deschid pentru cel neprihănit. Știe cineva de unde vine imaginea aceasta? Cu porțile de sabat care se deschid, în ce carte a Bibliei, ce profet vorbește despre o poartă care se deschide doar în ziua sabatului? Și Psalm zice ceva, dar este un profet care cu predilecție descrie poarta dinspre răsărit și nu Neemia, este un profet exilic. Hai să vă mai dau încă un. Și Neemia e profet exilic, dar de Ezechiel ați auzit? Da, Ezechiel în prima parte are niște mustrări din partea lui Dumnezeu, este un profet care a trăit în timpul exilului babilonian și a transmis niște mesaje foarte, foarte clare din partea lui Dumnezeu pentru pocăința poporului, dar în partea de final a cărții sale vorbește despre restaurarea Ierusalimului și despre momentul în care Dumnezeu va readuce binecuvântarea în poporul său. Și aș vrea să mai subliniez ceva, că istoria mântuirii este strict legată de poporul ales al lui Dumnezeu, iar ca o bulă în spațiu-timp, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, Dumnezeu a îngăduit o cădere și o împietrire a lor până când se va împlini numărul neamurilor. Da? Așa că și unii și alții suntem împreună părtași prin jertfa lui Hristos, dar este important să înțelegem rolul poporului ales în istoria mântuirii și ca argumente sunt destule, dacă citim cartea Apocalipsei, pe porțile și pe temeliile din noul Ierusalim, ale cui nume vor fi scrise? Ale patriarhilor și ale celor 12 apostoli, da? Este un indiciu cât se poate de clar. În cartea lui Ezechiel, el este luat în viziune de către Dumnezeu și spune capitolul 44 cu versetul 1, o să vă dau doar câteva frânturi din firul acesta, dumneavoastră puteți citi pasajele întregime acasă, să vedeți cât de importantă este închinarea în ziua de sabat, nu doar într-un mod superficial înțeleasă, ci chiar să crezi că este o deschidere a cerului și o pregustare a odihnei sabatului, a odihnei veșnice. M-a dus la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre răsărit, dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea, de aceea va rămâne închisă. În capitolul 43 este prezentată o scenă în care slava Domnului vine ca un vârtej și intră în templul lui Dumnezeu pe poarta din răsărit. Și Dumnezeu a poruncit ca această poartă să rămână închisă. Venirea Domnului Hristos sau a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său trebuia să rămână ceva special. Dar Dumnezeu a făcut câteva excepții de la închiderea acestei porți și spune în capitolul 46, așa vorbește Domnul Dumnezeu, poarta curții dinăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele 6 zile de lucru, dar se va deschide în ziua sabatului și va fi deschisă în ziua lunii noi. Foarte interesant.
Se leagă cu cartea Apocalipsei, nu? În fiecare zi de sabat și în fiecare lună, orice făptură va veni să se închine înaintea mea, zice Domnul oștirilor. Domnitorul va intra pe drumul care dă întinda porții de afară și va sta lângă ușorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lor, lui de tot și jertfele lui de mulțumire. El se va închina pe pragul porții, apoi va ieși afară și poarta nu se va închide până seara. Rețineți, doar domnitorul avea voie să intre. Oare ce semnificație să aibă asta? Pe cine simboliza domnitorul? Pe Iisus Hristos. Da? Nu uitați, funcțiile principale ale Domnului Hristos, împărat, preot, da? Și judecător. Da? Împăratul îl reprezenta pe Mesia. Și de aceea doar el avea dreptul să treacă prin poarta aceea, ca un simbol al intrării lui Mesia în Ierusalim. Poporul țării se va închina și el înaintea Domnului la intrarea acestei porți în zilele de sabat și la lunile noi. Apoi spune tot același capitol, în versetul 12, capitolul 46, dacă însă domnitorul va aduce Domnului o ardere de tot, de bunăvoie, sau o jertfă de mulțumire de bunăvoie, îi vor deschide poarta dinspre răsărit și el își va aduce arderea de tot și jertfa de mulțumire, așa cum o aduce în ziua sabatului, apoi va ieși afară și după ce va ieși, vor închide iarăși poarta. Este foarte interesantă simbolistica aceasta, pentru că răsăritul în Sfânta Scriptură simbolizează două lucruri. Pe cei răzvrătiți, vă aduceți aminte, Cain, când s-a răzvrătit, s-a dus spre răsărit. Închinarea spre răsărit este asociată cu închinarea falsă, dar în același timp este și un simbol al eliberării. Împăratul Cir, când a venit să elibereze pe poporul lui Dumnezeu din robie, a venit dinspre răsărit. În cartea Apocalipsei, în timpul unei plăgi, când va seca, zice, râul Eufrat, zice, se va pregăti calea împăraților dinspre răsărit. Așa că această simbolistică complexă are de-a face, pe de o parte, cu răzvrătirea, dar pe de altă parte și cu eliberarea care vine dinspre răsărit. Împăratul Iisus Hristos vine cu oștile sale să-și elibereze poporul. Și îmi place foarte mult că această poartă se deschidea în ziua sabatului și se închidea la sfârșitul sabatului. Sau atunci când venea domnitorul să-și aducă jertfa lui specială de mulțumire, poarta era deschisă. Era un semnal cât se poate de clar că sabatul, pe de o parte, este o pregustare a odihnei veșnice și pe de altă parte este un of neîmplinit încă, care se va împlini în momentul venirii Domnului Iisus Hristos. În finalul cărții, descrie în capitolul 48 Ezechiel, porțile cetății, zice versetul 31, se vor numi după numele semințiilor lui Israel. Trei porți la miază noapte, o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda și o poartă a lui Levi, în partea de răsărit, care are o întindere de 4500 de coți, așa mai departe, o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, o poartă a lui Dan, și observați că fiecare poartă din cele 12 poartă numele copiilor lui Israel. Este foarte interesant și o paralelă cu cartea Apocalipsei. Și în final, versetul 35 zice, de jur împrejurul cetății, 18.000 de coți și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Observați cât de strânsă este această legătură între închinare, mântuire, poporul lui Dumnezeu și cetatea lui Dumnezeu. În fiecare zi de sabat, dragii mei, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu deschide această poartă. Această poartă a odihnei, această poartă a mântuirii, această poartă prin care cerul se deschide pentru noi și
Dacă suntem conștienți de faptul că Dumnezeu pregătește odihna pentru noi, atunci vom fi cu adevărat binecuvântați. Altfel vom fi doar niște oameni care nu se închină duminica, se închină sâmbăta. Venim și nu conștientizăm prea mult importanța ei, dar Dumnezeu i-a dat o importanță deosebită și a vrut ca poporul său să înțeleagă faptul că sabatul, poarta de sabat încă nu este deschisă, este o dorință, dar este o binecuvântare și în prezent. În cartea Apocalipsei, la capitolul 22, de asemenea se vorbește despre momentele acestea în care poporul lui Dumnezeu va veni să se închine înaintea lui și da, capitolul 22 cu 1 și 2. Mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. De ce va fi întâlnirea în fiecare zi de sabat și în fiecare lună nouă? În fiecare zi de sabat pentru închinare, nu? Și în fiecare lună, pentru că atunci rodește pomul vieții. Ca să mâncăm din pomul vieții. Și sunt evenimente speciale în veșnicie pe care Dumnezeu le pregătește. Însă până atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, că această poartă a sabatului se deschide în fiecare sabat. Ca o făgăduință a lui Dumnezeu, n-am intrat încă în odihna lui Dumnezeu, vom intra atunci când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, dar până atunci rămâne ziua de sabat, ca o pregustare a odihnei pe care o vom gusta împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este foarte interesant ce scrie Dumnezeu aici și poate că nu ne-am gândit la aceste conexiuni. Eu am făcut chiar o serie de emisiuni pe tema aceasta, evrei și mântuirea, evrei și planul de mântuire, împreună cu domnul dr. Filip Panait, care chiar a studiat problema asta, nu vorbește baliverne, și are o legătură deosebită cu poporul evreu și chiar publică în presa izraeliană de limbă română și a avut un număr în care a avut vreo 3 articole, cred că, și nu cred că publică oricine în presa izraeliană, mai ales un creștin, da, și adventist. Chiar a scris multe lucruri interesante și puteți să urmăriți emisiunile acelea în care el a spus înainte cu un an și ceva de tentativa de asasinat împotriva lui Trump și nu doar că a spus, deci asta e cu subiect și predicat. A scris o carte cu poza lui Trump pe ea, înainte să se întâmple evenimentul cu mult timp, și a scris atac la președinte. După ce s-a întâmplat incidentul acesta, foarte mulți au sunat, bă, zice, ești pentru profet, ce s-a întâmplat? Zice, mă, zice, eu studiez profețiile, așa cum le-am înțeles eu, și Dumnezeu mi-a descoperit lucrul acesta prin Scriptură, nu că mi-a vorbit în ceafă sau mi-a arătat nu știu ce. Așa că este foarte interesant să studiem aceste profeții și planul de mântuire, ținând cont și de poporul lui Dumnezeu, de poporul pe care Dumnezeu l-a ales, în care să se nască Mesia. Știu că nu este foarte comod să facem efortul acesta, pentru că am intrat cumva într-o zonă în care lucrurile sunt foarte exclusiviste și noi creștinii am ajuns să credem că doar noi suntem cei care vom vedea împărăția lui Dumnezeu. Însă dacă citim cu atenție Romani, capitolele 9 și până la 11, vedem totuși că Dumnezeu vede lucrurile altfel și dacă le citim cu atenție, piesele se pun ca într-un puzzle exact așa cum trebuie. Așadar, poarta aceasta a sabatului care a fost deschisă și pe care Dumnezeu a deschis-o rămâne în fața noastră, să venim să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru, să-i aducem închinarea și nădăjduim din toată inima că va veni și ziua când adevăratul domnitor va intra pe poarta aceea și va deschide pentru ca să intre mântuiții lui Dumnezeu. Amin.